5-6, 8-467 la execuție. Iar acum, Cătălina Fădor! Cătălina Ponor va împlini anul acesta 30 de ani. Bravo, Cătă! Urcarea bună. Flic, flic, salt. Flic, salt, salt. Perfect. Cu nerv și atitudine. Hai, Cătă, în continuare la fel. Flic cu 360. Ușor ține. Cloș la cap, bine. Mostepanova legată, bine Cătă. Asta era important. Ține, ține în planșă. Oh. E cam singura care face chestia asta, e foarte greu. E un flic cu 270 de fapt. Danilova, haide, atentă, cloș la cap, bine! Ușor, ușor în piruietă, stai, 360. Hai, Cătălina, piciorul tare și trebuie să stai la coborâre. Sus! Sus! Stai! Bine, Cătă! Trece în față. E blocul întâi, te-am spus, și Nadia spune la fel. Liliana Cosma lângă ea, Matei Stănei e undeva în tribună. Bravo, Cătă! O îmbrățișează și Larita. Au trecut prin multe, și una și alta, un an 2016 cumplit. Bravo, Cătă, și lăcrămioara moldovan. Cătălina Cunor! Trece în fața, Alinu, spun sigur. Zece medalii de aur are Cătălina, 6 de argint și 6 de bronz în carieră. Simți că vine a 11-a de aur. Cât de tare a ținut acolo, în stând pe mâini. E un element foarte greu, foarte, foarte greu. Liniștită și parcă încordată. În același timp, Liliana Cosma, Adrian Stoica și Nadia Comăneci. Covaliu e în picioare. Hai, Cătă! La primul pas în sală astăzi, mă aflam chiar în dreptul acelei porți și am dat mâna cu ea. Mi s-a părut extrem de liniștită. Cred că a ajutat-o. Ce sportiv! Pentru România, 3 titluri olimpice în 2004, a fost pe podium și la Londra. E mai emoționat acum în așteptarea notei decât toată lumea. Și ministrul sportului e în picioare, așteaptă. Haideți, doamnelor, haideți, haideți! Mama ei în tribună, tatăl Cătălinei acolo, cu ochii în lacrimi. Au fost multe momente grele, dar nu mai contează. E de peste 14-1. 14-0-6-6 a avut în calificări și a avut greșeli mai mari la execuție. La ce s-o uita? Legările au mers toate. Nu mai am răbdare. E singura din Europa care a câștigat de 4 ori titlul european la acest aparat. Are drapelul în brațe. Amețesc de-a dreptul de emoție. Haide, da! Incredibil! Este Ponor
depășită. Oh, că mă așez. Thank you. Oh, Catalina. Quiet, please. 14,566 cu 6-2 la dificultate. Bucurie pentru România. Așteptăm confirmarea notei și ne trăim cu emoție. Anulată contestația pentru Tors Dotir, pentru Iordache acum. Hai, Larisa, e foarte important să rămâi pe podium. Toate gândurile sunt spre tine, să vedem ce decide arbitrii, dar nu cred că poate ajunge la 13,966. Honor și Drăgulescu împreună și cu Iordache. 3 medalii în 2 finale pentru România. Aur, argint și bronz. Bravo, Larisa! Motivația de a merge mai departe. Lasă ție revanșa la mondiale. Cătălina Pânăr e campioană europeană. Este a 40 sau sunt medaliile 42 pentru România, a 13-a de aur la acest aparat și a 15-a de bronz. 149 de medalii câștigate de România la europene, maximum din două finale, aur și bronz. Felicitări și lui Adrian Stoica, cel care acum e lângă Cătălina Ponor, președintele Federației Române de Gimnastică. Oamenii potriviți la locul potrivit, asta e cel mai important, oamenii care se pricep la gimnastică trebuie puși să facă gimnastică, alții să conducă alte sporturi, alte discipline, așa e cel mai bine. Sincer, am emoții foarte mari. Iată și pe Nadia acolo, venită, ea va oficia această festivitate cu două românce pe podium. Ce bucurie, ce onoare, ce plăcere, ce emoție. Thank you for this fantastic final on the balance beam, and here's the marker.